Bună dimineața, este prima zi de școală și sunt doar eu cu copiii acasă. Daniel este la cealaltă gospodărie cu căprițele. S-a dus acolo pentru că iarba e mult mai verde, mult mai bună, mai mare, mai bogată. Și s-au gândit că ar fi o idee bună să le duc acolo. Așa, ca să fac o trecere în revistă, să se înțeleagă de ce e situația care e. Și sunt doar eu cu copiii acasă, așa că mie mi-au rămas celelalte sarcini. Bivolița, purcelul și iedițele. Așa că Morioca, ce faci, Mita? Ai popat tot? Dar păi tu n-ai făcut minte. Tot fânul și îl scoate din iezle și nu mai ai ce mânca. Ce ai crezut? Ce comoară ai crezut că o să găsești acolo de desubt? Nu știu ce te-ai gândit, dar nu te-ai gândit prea bine. Nu te-ai gândit prea bine. Hai să mergem afară, mergem? Da, păi acum trebuie să stau să strâng fânul după tine. A trebuit să ți-l pun înapoi. Du-te de acolo. Du-te. Înapoi. Bravo. Te-ai dus înapoi. Ce nu s-o plăcut la fânul ăsta? Ce nu s-o plăcut? E prea mult praf în el. Asta nu s-o plăcut. I-am dat ieri o găleată mare de pere și tare bine i le-a plăcut. Și gata, mergem cu ea afară. N-am ui mânca fânul, nu te-ai de o ce. Noiatul, ce ai făcut aici? Ce ai făcut aici? Stai. Hai, mă duc, hai. Nu, ne, 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 ne. Încolo te duci. Șmecheră, șmecheră. Da, ai pe jos acolo plin de mere. Ce-ți trebuie ție pere bolunghe? Pentru că Daniel e plecat de mult timp deja dincolo. Mi s-au terminat și cerealele la animale, cerealele măcinate, așa că am trecut la babe întregi, pentru că eu nu mă pricep cu măcinătoarea. Și atunci, când unul dintre noi lipsește, un pic totul se dă peste cap și da, n-avem ce face, asta e situația, dar e un pic aiurea. Hai, fetița, hai, fetițele. Ce aveți acolo? Vă place? Și este și prima zi de școală și suntem deja un pic pe grabă pentru că e destul de târziu. Sofia mă așteaptă să îi prind părul. Am zis că vrea ceva mai special pentru că de obicei își face ea singură părul. Și îl piaptănă și îl împletește. S-a învățat să și îl îngrijească. Dar astăzi de dimineață m-a rugat să îl prind eu. Și de fiecare dată mă bucur pentru că mi-e tare drag părul ei și îmi place să îl prind frumos, dar nu mă lasă.
nu că aș trage-o de păr sau ceva, că întotdeauna sunt foarte grijulie, având și eu părul foarte lung, știu cum este și o învăț mereu cum să îl îngrijească, cum să-l pieptene. Măcar de 10 ori de-aș coborâ dealul ăsta, sunt sigură că aș fi mai suplă. Arsenalul nostru de perii e foarte mare. Asta e o perie pentru păr ud și ne place să o folosim cel mai mult pentru că se descălcește părul foarte, foarte ușor. Are perii așa foarte, foarte fini, foarte maleabil cumva. Asta e o perie care, și asta e foarte bună, cred că e de la DM. Astea două sunt perii de păr de la DM. Asta am primit-o de la o mătușă și e foarte, foarte bună. Așa e, Sofia? Care ți-o place ție dintre toate cel mai mult? Pe prima dată era asta, dar acum e asta, că face foarte ușor. Foarte, da, așa e. Deci în funcție de cât e de încălcit părul și cât e de uscat sau ud, folosim diferite perii de păr. Dar, Sofia, tu ce zici? Ți-e greu să-ți îngrijești părul? Nu. Depinde. Vai, e atât de gros și de frumos. Ne-am pieptănat aseară și după băiță, pentru că am fost o săptămână în camping. Și în camping nu ne-am pus perii de păr, că am uitat. Ne-am făceam ture acasă, în cătun, acasă, în cătun și până la urmă am adus acasă. Cum ai făcut data trecută? Cum am făcut data trecută? Bine. Așa. Ăla e mai mic, cum l-am început, ăsta e mai mare. Mai mare. Da. Sofia a zis că vrea spic. Și numai bine că acum se recoltează spicele de grâu și ești în ton cu vremea. Cu vremea, cu timpurile, cu perioada anului. Lasă capul pe spate. Că doare. Te doare gâtul? Da. Dar nu o să te doară mult timp. Victor, vrei să-ți fac și ție spic? Da. Ai vrea, dar n-ai cu ce, ha? Da. Spune-mi, Sofia, te doare când îți fac eu părul? Un pic. Un pic? Că e mai complicat și, na, te trage un pic de păr, da. Îți place să-ți faci mai mult tu singură părul? Da, că e mai ușor și repede. Lasă capul pe spate, te rog, încă un pic mai ai de ținut capul pe spate și după aia ești gata. Și e prima zi de școală. Spuneți-mi, ce părere aveți de prima zi de școală? Prea devreme. Prea devreme? Cum adică? Te-ai trezit prea repede? Da. Vai, păi te-ai trezit la 7:30. De acum înainte o să trebuiască să te trezești cu o oră mai devreme. Aoleu. Cum aoleu? Toată vacanța numai asta mi-ai cântat. Că îți trebuie la școală. Te-ai răzgândit acum în prima zi de școală? Până acum Sofia era în localitatea în care suntem, unde locuim. Au fost 5 ani la școală, chiar aici, dar din clasele mai mari, din clasa 5-a, trebuie să meargă în comună. Și au autobuz școlar, dar autobusul circulă la ore mai matinale. Și își face griji, pentru că toată vara a dormit până la amiază. Și acum e o schimbare dintr-o dată. Da, foarte dintr-o dată. Da. Bun, ești aproape gata. Elasticul. Victor, ne-a dus un elastic. Subțire. Te duci tu și ții, bine? Bine. Că ea mă dorește să participe la... Da, va fi o provocare pentru Sofia. În schimb, pentru Victor
El rămâne tot aici, în satul nostru, la școală, încă 2 ani. Și apoi se mută și el în comună. Cum ți se pare școala la sat? Ușor. Ușoară? E ușoară pentru că sunt mai puțin copii și nu sunt atât de stresați. E ușor pentru că drumul până la școală e mai puțin de jumătate de kilometru, undeva aproximativ la jumătate de kilometru, și atunci totul e mult mai ușor. Da. Hai să te vedem. Oi, 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 ce bine ți stă. 8 și 17. Ești supărată, de ce stai îmbufnată? Nu stau îmbufnată. Nu. Bă, bă, bă. Bă, bă, bă. Bun, v-ați pregătit tot? Da. V-ați pus apă cu voi? Da. Ți-ai spălat sticla? Da. Eu am pus-o în ăla. Pus-o pe asta mea. Păi știu, dar era în ghiuvetă. A, da, am spălat-o. Ai spălat-o, bun. Cam asta a fost dimineața noastră. Trebuie să mă mai îmbrac și eu. Și ne pornim spre școală, pentru că e destul de târziu. Dar nu ne grăbim, că ceremonia de început durează cam mult. Cam aceleași lucruri în fiecare an și deja ne-am învățat. Spuneți-ne cum a fost experiența voastră de prima zi de școală, dacă ați avut ceva boacăne sau experiențe ciudate sau interesante sau amuzante, vă așteptăm să le scrieți în comentarii. Nu uitați să apăsați butonul de like sau apreciază, iar noi ne vedem. Dar de ce ți-e tot în viitoare! Viitoare! Pa, pa!